România, prin reprezentanții ministerelor și președinției, regretă deteriorarea situației din peninsula Crimeea, unde forțele rusești au ocupat bazele militare ucrainene și amenință independența zonei. Țara noastră monitorizează în continuare evenimentele din Ucraina, iar în acest context, deputatul de Giurgiu Nicolae Florian consideră că este imperios necesar dialogul politic pentru sistarea operațiunilor militare din Ucraina. Rusia s-a angajat să respecte independența, unitatea și suveranitatea Ucrainei. Acum, în cadrul acestei crize, sunt convins că dialogul și negocierile care au loc în aceste momente și în viitorul imediat apropiat să rezolve această criză, deoarece trebuie să ținem cont de populația Ucrainei, care este diferită ca și naționalități, fiind preponderent, bineînțeles, rusofonă, dar trebuie să ținem cont și de fapt de dorințele populației Ucrainei. România se află foarte aproape de zona de conflict, iar criza din Ucraina poate afecta relațiile economice din zona noastră europeană. Asta cred cei mai mulți dintre giurgiuveni, care fac apel la declarații ponderate ale României pe acest subiect. Ce știți despre situația din Ucraina? Știu că e suficient de gravă, nu știu în ce măsură ne va afecta pe noi, bănuiesc că da. Eu nu știu ce să cred deocamdată, depinde ce hotărâri vor lua și ce poziție vor adopta conducătorii noștri. E foarte complicată situația din Ucraina. E foarte complicată, acolo nu știu cum se va rezolva problema, dar noi trebuie să fim foarte atenți cu noi, cu țara asta noastră. Adică, să-mi spun un punct de vedere, să nu ne amestecăm prea mult în treburile lor, că nu e bine. Nu e bine pentru noi. Pentru noi poate să fie bine, pentru noi trebuie să fie foarte ponderați cu declarații. Știm că e un conflict politic acolo. Ce văd și eu la televizor? Altceva, ce pot să vă spun? Cum credeți că se va rezolva? Asta depinde de cei de acolo, din Ucraina, din Uniunea Europeană, chiar și Națiunile Unite. Birourile permanente ale Parlamentului se vor întruni în zilele următoare pentru a adopta o declarație privind situația din Ucraina.